A venit Antoni, a bătut la ușă și a zis că pot să zic ceva repede? Și zic, spune, te rog. S-a despărțit Sebastian de Roberta. Și am intrat unde aici? Da, și am venit să... Ai bârfă, stau, n-ai bârfă, ceau. Exact, și am venit să vedem care este situația dintre ei. Am încercat să aplanăm puțin situația, dar nu știu cât am reușit. Că situațiile dintre ei sunt destul de concrete. Dar între tine și Denisa, mai precis. Mai e? Dar ce te interesează așa? Nu mă interesează. Între mine și Denisa nu este nimic special. Suntem nu e și el concurent aici. Ba da, dragă, scuze-mă că m-am băgat. Uite, vezi? Hai, Patrick. Bun. Denisa, spre apărarea lui Patrick, și dacă ar fi fost ceva special între voi, tot bârfa e mai presus. Nu, dar știam că Denisa este prietenă cu Roberta oarecum, sau mai apropiat, și atunci când am auzit că Roberta plânge, i-am sugerat Denisei să meargă să o consulte pe Roberta. Și a făcut un bine, cred că, prezența Denisei acolo. Păi și ce e până la urmă între voi? Între mine și Denisa nu este absolut nimic, suntem doar la nivelul de discuții, discutăm, ne cunoaștem, a venit să justifice cumva situația cu votul pentru lider, eu am înțeles-o, am văzut pe chipul ei că îi părea destul de rău că nu m-a votat pe mine și îi părea rău că a fost interpretată așa și eu chiar m-am pus în locul ei și probabil nu a știut că Sebastian, dacă va fi lider, nu va avea imunitate, nu știa care au fost situațiile pe aici prin casă, nu știa care pedeapsă și atunci i-a părut rău cumva. Dar pentru mine nu este nicio problemă, poate să fie liniștită. Și pe plan amoros, nu consider că se întâmplă ceva între noi. Deocamdată suntem doar la discuții. Am vorbit și cu Antoni ieri puțin despre situația asta. Susțin în continuare că nu este scânteia aceea care să ne ducă în vreo direcție, dar nici ea nu a plusat în vreo direcție anume ca să zicem că este vreo scânteie. Îmi place prezența ei, este un om mișto, îmi place că se simte mai în largul ei aici, adică eu așa consider, dar încă nu am simțit că putem să mergem pe drumul acela de... Patrick, pentru atâtea complimente frumoase și vorbe dulci, crezi că este genul tău de femeie? Uite, chiar am spus asta și ieri în casă, nu consider că este genul meu de femeie neapărat. Adică comparând cu fetele de care m-am îndrăgostit, nu cred că se aseamănă, dar nu este imposibil. Nu vreau nici să spun concret că nu, dar așa la prima aparență și la câteva discuții, nu pot spune că este în totalitate genul meu de femeie. Dar nu vreau să fiu nici mincinos. Astăzi nu simt că este neapărat o chimie. Dar este o prezență bună, deocamdată. Mersi. Și îți mulțumesc din suflet că ai venit ieri să discuți cu mine, pentru că eu nu m-am cerut. Și apreciez faptul că ai venit să discutăm și să te faci lămurită. Ce a zis Robi? Nu știu ce te tot caută Robi în discuție. Am să vă rog din suflet să puneți cadrul cu Robi, că văd că tot are ceva de spus. Nu, stai puțin că tu ai zis că... Stai că vorbim de chestii serioase acum. Bună dimineața, Virginia. Bună. Ce faci? Cum ești? Dacă el s-a fi cerut la tine. L-am întrebat pe el dacă el s-a fi cerut la tine. Am venit să-mi iau înainte cu o zi cu de mari. Virginia, cum ți-a fost ziua de ieri? Știu că Robi a venit cu alte gânduri pozitive la tine, din ce am văzut. Am văzut Am văzut la cameră, te duci, zici că vrei să mergi la Virginia și am zis că dacă la alte ieri... gânduri pozitive. Păi dacă la alte ieri ați fost gânduri mai puțin pozitive, ieri ai dat de înțeles că vrei să discuți și uite, și pe conexiune în timpul dansului ieri. Nu. În timpul dansului tu ai spus, ia uite pe Virginia mea sau nu mai știu, ai zis iar o chestie din asta. Drăguță și mă gândeam că ai venit cu o altă dispoziție. Păi eu fusesem la el la arteri, am venit în casa băieților când ai fost tu aici și i-am zis că aș vrea să rămânem în relație ok, să nu mai aibă atitudinea pe care a avut-o. Mi-am cerut și eu scuze pentru atitudinea mea, că am înțeles că l-a deranjat destul de tare și ieri a venit să-și are și el scuze, a zis că a spus niște lucruri la nervi și... Foarte frumos. Și acum, care este situația dintre voi? Patrick. Patrick tot încearcă. Patrick, e situația. Patrick. Nu e nicio situație, suntem ok. Deci prieteni? Ați rămas prieteni? Da, foarte bun. Virginia, când era Robi acolo cu tine în grădină, am tras și eu cu ochiul așa din când în când. Te vedeam tare încântată de prezența lui Robi. Ai tras cu ochiul la moartea căprioarei? Și chiar...
Va. Virginia, nu fi rea, te rog. Va. Nu sunt. Ba da, ești un pic. Eu ți-am mai zis... Deci ai... Stai așa, stai așa, că tu văd că ai analizat situația ce am spus eu atunci, dar la ce crezi că m-am referit eu când am spus asta? Că nu era un subiect interesant. Păi atâta timp cât eu eram acolo cu Julie, nu știu. Știi, mie nu prea-mi place să discut 100% despre altceva. Nu, păi nu am zis altceva. Nu simțeam. Și am dat-o și acum tot ca o glumă, Robert. A, dar ai știut că e o glumă, nu a fost ceva negativ. Nu. Nu era important pentru voi în momentul ăla. Asta voiam să lămuresc. Credeam că ai înțeles că am fost ironic sau ceva, dar nu era vorba despre așa ceva. Nu. Ce m-ai întrebat? Că ai tras cu ochiul și că râdeam? Nu. Că spuneam că m-am uitat. Că mă simțeam bine? Vă vedeam pe ambii că vă simțiți bine. Păi... Robi te tot lua în brațe, bate mai și pupa, așa, pe obraz, din când în când. Frumușica mea sau simpat, cum ai zis, Robi, la un moment dat? M-am zis. Neagră. Nu. Cine zic? Ți-am zis cumva, Virginia? Nu mai țin minte, au fost. Am încercat să lămurim, eu i-am spus ce m-a deranjat. A spus că el s-a simțit înjosit. Mie mi se pare un termen destul de mare, pentru că... Cel puțin nu am făcut cu intenții ceea ce am făcut atunci când am fost aici pe canapea. Am citit niște comentarii. A. Lumesc. Păi ia să le citești. Ștefania, ce faci? Cum ești? Mai zine și tu câte ceva despre sufletul tău. Ce pot să spun? Rămâne același. Vreau Bun, să plec dar până acasă. Atunci, nu vrei și tu să fii mai nu. Relaxată? Sunt relaxat. O să vii pe aici. Da, chiar. De ce nu vii pe aici? Fac o omletă. Vrei să-i transmiți ceva lui Cosmin? Să mă aștepte. Coco, așteaptă-mă. Coco, Pasco, Pasco. Roberta, să știi că Sebastian... Poți să merg am primit cadru. Unde e? Sebastian nu se simte atât de bine. Păi și de ce are? Păi? Nu a dispărut așa intrat. Nici nu l-am văzut când a plecat. Că am primit cadru, ce are? Nu se simte bine. Vă ce plânge. Ce bă? Da, nu, plângi. Ce bă? Am tensiune, frate. Ha? Am tensiune. De unde știi? Că simt, mă simt. Păi și bei suc, vrei să aduc apă? Ce ai, mă? Ha? Vrei apă? Tensiune. Am tensiune mare. Respir ce greu? Să fac? Respir greu? Nu, dar... Dar nu vrei să bei un pahar cu apă mai bine decât suc? Adu-mi o apă. Dar de ce? De stres? De ce? Roberto a vrut să vină la tine acum. Uite, mi se vede cum mi se zbate inima prin tricou. Dar tu știi că poate și de la căldură, că și eu fac la fel. De la căldură, frate, simt că mă sufoc. Și de la căldură, și stres, și tot. Ai mâncat? Am mâncat. Ce am mâncat? Ce era sus? Că nici nu mai știu, pulpa aia, da. De la căldură, frate, cred că de la stres, de la... Păi, dar a fost foarte cald sus. Ești bine, Roberta? Sunt bine, dar nu știu. Nu-mi place situația și nu-mi place să-l văd așa, îți dai seama. Dar nu știu dacă are legătură cu tine treaba asta. I-a fost rău înainte? A fost foarte cald sus și probabil de aceea. Dar tu, Roberta, ce te-ai mai gândit în privința relației voastre? A fost cum am zis eu, Roberta, ți-ai dat seama că ai reacționat impulsiv și ți-ai... Nu-mi place situația absolut deloc. Știu că probabil sunt văzută, nu știu cum. Dar pentru mine nu a fost atât de ușor, pentru că a fost o situație mai complicată pentru mine. Mi s-au adunat multe și... Roberta, dar realizez că iar, din nou, dacă o să treci peste chestia asta, din nou... Faci la fel ca înainte, reacționezi la nervi și la afectezi. Acum, bine, a fost destul de detașat ieri, dar să zicem că ar fi avut aceeași reacție. Tu... Mi-aș fi dorit să văd mai mult de la el, dar dacă și el renunță, nu am ce să fac. Mie nu-mi dă încredere absolut deloc. Da, da, ți-am zis și ieri, poate a ajuns la saturație, Roberta, văzând... Dar și eu am trecut prin multe lucruri, nu cred că... Da, da, ar trebui să ne reproșăm că nu mai putem în loc. Dar caracterul tău impulsiv îi face rău oarecum. Dar și el a fost impulsiv. Exact, dar el niciodată n-a luat decizii în privința ta atât de radicale. Cu toată da, impulsivitatea lui. Știu.
asta e acum ce pot să fac. O să las lucrurile să vină de la sine, oricum a zis că nu mai vrea, nici el, deci habar n-am. Că da, dar tu ai fost prima care a zis că nu mai vrea. Da. Ce contează? Contează, pentru că acum a zis oarecum că el nu mai vrea, dar lasă de înțeles că ca și cum i-ar vrea puțin. Da, nu știu, nu mai contează. O să văd ce va fi. Alexandra, ce faci? Te-ai mai calmat? Nu. Eu zic să-i spui tot ce ai pe suflet lui Gagea. Acum sunteți, uite, s-au mai și retras din băieți, plecăm și noi, eu cu Patrick la biliard. Am spus anterior, dar nu cred că s-a auzit. Și când a fost doamna Andreea, ai făcut niște glume puțin deplasate, zic eu. Și comportamentul lui de adineaur față de tine, cum ți-a picat? Da, mă, să și răspund.